Vă salut prieteni, să aveți un an nou bun, tot ce vă doriți. Am zis că dacă e tot început de an și tot îmi, îmi scriu niște părinți de viitori fotbaliști să sperăm, să vorbim puțin de noroc, să mă aranjez un pic că mă ia botezatul de la începutul anului, că îmi zic unii, domne, dar zice, dacă n-are noroc, stai să mă așez mai bine, așa să stau mai comod, Așa, cred că e bine. Ce domne, dar poate n-are noroc. Bă, norocul ți-l mai și faci, dar până să aibă noroc, trebuie să aibă valoare, trebuie să aibă chef de muncă. Sunt mai multe lucruri care trebuie. Că noroc, poți să ai noroc să ajungi. Sau poți să ai o perioadă, cum am avut și o perioadă de-astea în cariera mea, când și dacă dădeai la poartă din vestiar, dădeai gol. Și perioade când nu intra în poartă nici din 2 metri. Rămâneai singur cu portarul și dădeai în tribună. Da, e important și norocul sau ghinionul, dar nu asta e cel mai important. Iar la tinerii fotbaliști e vorba de muncă. De muncă, de antrenorul cu care lucrează, de în tot scrie un domn în ultimul timp și intră și pe live-uri, că băiatul lui la 15 ani e cel mai bun, că să nu-l ducă la o echipă sub valoarea copilului. Dar copilul sărac nu a jucat mai nicăieri până la 15 ani, a avut ghinion și s-a și accidentat, și din ce mi-a spus tatăl. Cred că are și ghinion de un domn cu care face individualizare și îi bagă în cap că fisul e pele, dar de fapt nu joacă nicăieri. Și să nu-l ducă nici acolo, nici a... dacă ar putea să-l ducă la Real Madrid sau la Barcelona, că echipele astea sunt de valoarea copilului. Și dacă îl duce pe la Steaua, Rapid, Dinamo, UFC Rapid sau CFR Cluj, nu e că îl trage în jos pe copil că e, echipele astea sunt sub, sub valoarea copilului. Da. Cred că valoarea copilului din moment ce nu joacă nicăieri nu o știe nimeni. De exemplu, am văzut la românii au talent, cred. Pe un băiat care o ținea pe ureche, o punea pe nas, te ascundea mingea, ți-o băga în buzunar și ți-o scotea pe mâneca de la cămași. Dacă îl puneai să joace fotbal, nu cred că să descurca. Și alții care, la prima vedere, așa, nu par cine știe ce, dar când îi pui în teren, sunt oricei mai buni, oricei mai utili pentru echipă. Și aici revin la vlogurile care le-am mai făcut, că marea problemă a noastră, în general, este că toți ne pricepem la toate și că părinții își doresc mai mult decât copiii să facă ceva, să ajungă undeva. Și atunci pierd timp, cheltuie bani, mai au și ghinionul, că aici vorbind de ghinion, să dea de unul de ăsta la individualizare sau la echipa de club care îl ciugulește de cașcaval și îi suflă în ureche că fisul e cel mai bun și omul plătește și plătește și plătește și plătește și ăla face burta mare și la 18 ani Ah, păi a avut ghinion. A avut ghinion. Stai că nu e chiar așa, n-ai avut relații. Bă, poți să n-ai nicio relație. Dacă o iei de la centru și te duci cu ea până în poartă, sau ca fundaș ești piesă, sau ca extremă dai 25 de centrări de gol în 15 meciuri, bă, nu trebuie să ai nicio relație, că te ia cineva, că toată lumea vrea să câștige bani. Și te ia un impresar, te ia un club mai mic, te vede un președinte și ajungi. Dacă ți cont despre sau ți cont de ceea ce spun unii și alții despre copil, pe o să zici, aolă ce ghinion am avut și sunt mulți. Eu am vreo 10 prieteni care din păcate n-au ajuns. Din diverse motive, dar toți, dacă îi întrebea, au avut ghinion. Unul e bețiv șef și acum și era și când își dorea să ajungă fotbalist, celălalt e curvar șef și era de la 16-17 ani, altul face alba-neagra, dă. Nici el nu mai știe unde e aia marcatoare, care are, care nare are asta e alba marcatoare. Și asta făcea și la 16 ani, în târg la Vitan. Dar dacă îi întreb, toți au întâlnit un antrenor care nu i-a halit sau a avut ghinion. Și unul mai puțin talentat, mai puțin susținut, care a muncit, a avut noroc. Bă, ăla era, bă, păi era rezerva mea și uite, îl joacă în divizia A. Ăla a fost norocos. Este și norocul și ghinionul? Da, fac parte din joc. Și o să vă dau un exemplu, o povestioară de început de an. Jucam la Oțelul Galați, în prima divizie, eram titular acolo, împreună cu Florin Cernat. Eu veneam de la divizia B, de la Cimentul Fien, unde în 10 etape marcasem 9 goluri eram golgeterul sau golgheterul că să mai nimerește vreun retardel campionatului m-a văzut Meme Stoica cu Vasile Simionaș aveți povestea pe, pe canal aici și m-au dus la galați Cernat era un jucător de acolo simpatizat de Meme Stoica și de Simionaș văzut drept speranță, un jucător tânăr foarte bun, ca drept dovadă că a și ajuns piesă de piesă. Și aici, ca să vedeți, norocul și ghinionul. Eu vin deja cu nume de la divizia B, intru direct în primul 11, joc, Cernat începe un... și îl bagă. 10 minute, 20, ușor, ușor să joace și el. Plecăm împreună la echipa națională de tineret pentru un meci amical în Bulgaria. Cu Bulgaria, la, la Ruse, la lângă Giurgiu, Hop, Sărpoduș. Echipa, la sfârșitul săptămânii, avea meci de campionat la Craiova, cu Universitatea Craiova. Acum vorbim, era antrenor Neațiții Dumitriu, președinte Meme Stoic. Ne cheamă Meme, ne spune, bă, luni să vă duceți, trebuie să vă prezentați la București, la Federație, miercuri e meciul amical, stați la Giurgiu, faceți antrenament acolo, miercuri jucați după amiaza și puteți să rămâneți la hotel la, la București să vă odihniți sau veniți înapoi și dacă vă iați, în lot Vineri plecați cu echipa la, la Craiova, meciul fiind sâmbăt. Mergem, vorbind cu neațiții, ne spune că se bucură, că băi e bine, aveți grijă, că reprezentați echipa, că reprezentați Galațiu, că nu știu ce. Între timp vorbește neațiții cu meme și decid să facă deplasarea din două bucăți de la Galați la București, să se rămână la București și să se plece vineri să se facă un antrenament la, la București și să se plece la Craiova. Toate bune și frumoase, ne urează baftă și îmi zice neațiții, zice, bă, zice, fii atent cum facem. Vă duceți acolo, zice și dacă se schimbă programul, eu vă anunț. Gata ne Am plecat, am stat la București, am plecat la Giurgiu. Înainte să plecăm în Bulgaria, ne sună ne și ne spune, zice, bă, uite ce facem, că am vorbit cu meme, ne ducem de, de joi după amiază, ne ducem la Craiova, Vineri toată ziua stăm acolo, sâmbătă jucăm. Zice, ți mașina, Roberte? Și vă odihniți. Miercuri, noapte. Vă odihniți, rămâneți în București. Tu, dacă vrei, poți să te duci acasă. Cerna să duce la hotel. Și joi. După ce vă treziți, după veniți la Craiova, vii cu mașina ta și așa după mea zice mă întorc și eu cu tine la București, neațiții locuind în București. Perfect. Mergem în Bulgaria și aici am ghinionul și norocul. Cernat. Intră, joacă. Totul ok. Eu intru, joc și mă accidentez. O întorsă la gleznă cu o smulgere de ligament, nu știu de care, de, cu întorsă cu afectarea ligamentelor, nu știu care. Ghinionul, cernat din momentul ăla, urcă, că, na, domne, joacă la tineret, trebuie să joace și la galați și, și după câteva etape sau un tur de retur de campionat, tur de campionat, pleacă la Dinamo, eu stau vreo două luni. Și automat pierd locul în echipă, trebuie să revii după accidentare, să-ți recâștigi locul să... și pierzi o șansă. Aici, da, putem vorbi despre ghinion și noroc. Și așa ca o... să continui povestea și ca o Glum așa ca o întâmplare, ne ducem după, după meciul echipei naționale, ne ducem dimineață pe la prânz, plecăm, de la, plecăm din București, ne ducem la Craiova, la hotel, ne aștepta acolo toată lumea, bravo, bă, eu supăra, dar seama, abia mergeam. Îmi pusese doctorul, doctorul de la echipa națională o, o atelă la ca o gleznieră așa cu niște cu un ariș de la care să prinde să-ți imobilizeze glezna, dar aia când vrei tu, de dai jos, făceai tratament, puneai gheață, te spălai și o puneai la loc. Nu era în fașe gipsată sau aparat gipsat sau cum se numește la o o gheată ortopedică ca o atel, așa care îți imobiliza glezna. Vă dați seama, nici nu s-a pus discuția vreun moment să, să fiu pe bancă la meciul cu Craiova sau v-am zis, am stat vreo două luni. Plecăm după meci, ne ții cu mine în mașină. Și după meci, tot timpul, la hotelul unde stăteam, când plecam de acolo, ne dădea și o două, trei cutii de carton cu sandvișuri. Să avem pe drum sandvișuri, apă, ciocolată, pachetelul, ca să mănânci după meci, că după meci să pleca la orașul, înspre orașul unde, de unde era echipa. Indiferent la, echipe, la ce echipe am jucat, așa, orice echipă așa procedează. Acum mai rămân că să joacă nocturnă, să joacă să termină meciul la 12 noaptea, rămân la hotel în orașul respectiv și pleacă dimineața. Și aveam și noi, fiecare, eu, punguța mea, ne punguța lui. Și mergeam spre București, nici n-ajunsesem la... Plecasem din Craiova, de vreo jumătate de oră, și îl vă că se întoarce în, în, spate, în, spatele scaunului, așa, cu mâna, să ia punga. Își ia punga cu... Aia pune punga în, în brațe, Zic, ce faceți neațiți? Ce bă, ce m-a luat foamea. Păi zic, haideți că oprim, zic, aveți puțină răbdare că oprim. Eu sunt bolnav de curățenie, deci am un fix, e un început de retard, cred. Dacă plouă afară, prefer să mai stau un pic să mă plouă, deschid ușa să plouă pe ușe și în buzunarul ăla de la ușă mă... am Cipici de aia, nu știu cum să numesc, de să intră cu ei la spital, la, în sălile de operație, de aia de plastic, așa cum, cum îți dă și la muzeu. Când te duci la muzeu, te încalți ăia cu de aia ca să nu murdărești pe acolo. Și prefer să deschid ușa, să plouă pe ușă un pic, să mă plouă ca lumea și să-mi pun cipici de aia în picioare ca să nu murdăresc covorașele. Și nu suport covoraș, covoarele alea de iarnă, alea de, de cauciuc, de la. Alea le pun doar când ninge. Le pun cum s-a terminat cu floșcăia la școală, imediat le, le, scot. Și le șterg de trei ori pe zi. La mine mașină nu se mănâncă, nu se bea, nu se fumează. Ai că în mașină miroase ca la Sephora, la Paris, nu la Mol Cotroceni. Să face curățenie generală o dată pe lună, cu aspirator, cu abur, cu ozon, cu nu știu ce, să miroasă frumos, miroase a nou, tot timpul, și a curat. Și zic, cum să mănânc ce neațiți în mașină? Zic, neațiți, stați că oprim. Lasă bă, ce sunt? a ne Băi, zic, vă rog frumos, nu vedeți ce curate e la mine mașină? Zic, nu. Lasă mă că mănânc în pungă. Pa, mă, eram acum, a până la urmă, antrenorul meu, dita mai, bă, antrenorul. Și bă, dar nu mai vine o benzinărie, am vrut să opresc pe marginea drumului. La un moment dat, zi, ne ți -ți, eu opresc aici, dă bă, zice, la, ai că am înțeles, zice, dă la prima benzinărie. Acum am era și rușine, zic, bă, zic, nu mai găsesc naiba o benzinărie, că mai mare rușinea față două omul Până la urmă, ce erau? Niște frimituri. Am oprit într-un final, am găsit o benzinărie după vreo 10 minute, oprim, ne-am dat jos. Ce îmi zice nea ce Bă, dă mai așa mașina mai spre ieșire și bag acolo că ne vede lumea, stăm ca... Ce stăm, mâncăm pe capota de la mașină și... Zic, bine nea -ți -ți, am pus-o mai ferit așa, ne-am luat punguțele, sandwich-ul a mai stat de vorbă, de meci, de echipa națională, de na ce puteai să vorbești cu antrenorul tău de fotbal și ce te întreba, că ți era și rușine să ne era un monument al antrenoratului, eu un tânăr care jucam și eu puțin fotbal la vreme. Și am mâncat și un dulce ce aveam acolo, ciocolățica, zice, hai bă, să intrăm, în... să intrăm în benzinărie să ne luăm cât un suc. Bă, dați seama, am intrat în benzinărie ăia, domnul Dumitriu, domnul Dumitriu, domnul... Cum să nu recunoască pe neații? Ți am luat sucurile în mașină? Acum neații ce îmi zice? Ne urcăm? Și zice, bă da, să beau pot, nu? Fa, m-am înroșit la față ca tricou ăsta m-am făcut. Zic, da neații nu-i problemă. Ce... Am mai băut sucul, am mai mers pe drum, mai... La un moment dat ce îmi zice neații? ce? Bă, dar zice, cu ce ne întoarcem la Galați? Păi zic eu nu știu programul, că n-am fost în vestiar, eu fiind accidentat, am stat în tribuna oficială, la meci, și n-am intrat după meci, nu mai m-am dus la vestiar, m-am dus în autocar direct, am coborât de acolo și m-am dus în autocar să-i aștept pe băieți. Și nu știam programul ce anunțase neațiții. Și pe urmă ne-am urcat în autocar toți, au venit băieții și ne-a lăsat autocarul, ne-a lăsat la hotel unde îmi lăsase mașina. Aveam număr de galas la mașină și azi ne-a țiți, bă, zice, nu, nu a venit cu mașina la stadion, lasă mașina aici la hotel, că e pază, e, ce nu poți să știi ce se întâmplă. Și ca, bravo, ne-a na. Tot timpul trebuie să ții cont de sfaturile unuia mai în vârstă. Și Zic, păi când, ne când e, când e antrenament? Zice, bă, luni după amiază l-am pus că mai pleacă și din băieți, zice, până ajung, până duminică odihnă, luni și mai rezolvă și ei dimineață din probleme prin oraș pe acolo și luni după amiază. Păi zic, eu merg cu mașina, că n-am mașina acolo, cu mașina. Păi ce și mă ești pe mine? Și că ai neațiții, cum, de multe ori când jucam la Galați, îmi zicea nea țiții, bă, mergi și îmi lasă mașina în parcare la stadion și mergi cu mine, te întorci cu mine, mergi cu mine. Și dacă știam că n-am nevoie de mașină în București, o lăsam acolo și plecam cu nea Avea nea un Mercedes, dacă nu mă șel, care îl dăduse de la Federație sau nu -și după campionatul mondial din, din, 94, dacă nu mă înșel. Tot așa, curat, nu exagera ca mine, dar curat ca în sufragerie și la neațiții mașină, mai mare draguț era să mergi. Și zic, păi cu mine cu mașina dacă plecăm luni dimineață, pe la 11-12, la cât facem până la Galați? Zice, păi da, bă, dar am și, mai am și o geantă de luat și văd că tu ești strict așa, nu mă las să bea un suc, nu mă las să mănânc, nu, păi nu ne că luni dimineață mâncați acasă. Și ce păi și ce? Păi zic, când spuneți și nu-i problemă, zic, vin eu, vă iau de acasă și nu, eu n-am, zic, am geanta asta, geanta care o avusesem cu mine. Și în Bulgaria, cu treningul de prezentare, cu hainele care mă schimbasem de ele, ghetele, o pastă de dinți, un gel de păr, o periuță de dinți, aia de bărberit, un parfum, am o geantă de, de, sport. Zic, eu am doar geanta neațiții care o am și acum împărat, zic, puteți aduce și două, trei geamantane, că avem o să le punem, nu-i problemă. Am ajuns cu bine la București, am plecat lundă la București, am ajuns la Galați. Ședința, acum tot timpul lunea la primul antrenament de după meci, indiferent că era joia antrenamentul, că era miercuri meci sau la sfârșitul, la primul, prima întâlnire după meci, analizam ce s-a întâmplat. Vorbeam, ne spunea neațiții ce am făcut bine, ce am făcut rău, ce trebuie să îmbunătățim, ce... Și acum ședință. Și cum începe ședința? Bă, zice, înainte să vorbim de meci și de asta, zice, să vă povestesc ce am pățit după meci. Și începe neațiții să povestească cum nu l-am lăsat să mănânce mașină, cum am stat în benzinărie, cum mă uitam la el, ce bă, să uitam asta. Eu nu mi-am dat seama, deci vă dau cuvântul meu de onoare că nu mi-am dat seama, dar dacă a zis omul, nu cred că băgani ele o fi exagerat și ne un pic ca să fie atmosfera bună în vestiar. Zice că de câte ori desfăcea capacul la, nu mai știu, un suc acidulat, nu mai știu ce suc a băut, zice că mă uitam urât la el. Ce bă, zice, conducea, le povestea la băieți, în vestea. Bă, zice, conducea. Bă, și când, când luam sticla să o desfac, zice, uite așa să uitați, să uita la înciove. Bă, acum iese acidul și asta și murdărește scaunul sau murdărește prin mașină. Bineînțeles că am fost Caterinca echipei în săptămâna aia. Mai mult decât atât, miercuri, după antrenament, miercuri făceam doar un antrenament, Miercuri după antrenament am găsit în mașină, pe scaunul șoferului și pe scaunul din dreapta, cred că 100 de sticle de apă minerală și apă plată la jumate. Luând mi cineva normal în timpul antrenamentului, vorbi de cei mai, mai bătrâni, mai cu experiență din echipă, a pus pe unul, mi-a luat cheile din buzunar când eram pe teren, ne antrenam, mi-a băgat sticlele alea și goale și pline, că n-au avut atâtea goale, mai, pus, mai mult de jumate erau pline, și mi le-au pus în mașină, ca să facă caterincă cu, cu curățenia și cum aveam grijă de mașină. Normal că la fiecare echipă sunt 2-3 copii de ăștia care sunt copiii buni la toate, și am luat un copil de la cu mine, m-a ajutat alea pline, le-am dus în vestiar, pe masa din vestiar, alea goale direct tomberonul de gunoi tras aproape acolo lângă mașină și direct la, la gunoi. Asta erau glumele, asta era atmosfera, asta a fost povestea de azi cu ghinionul și cu norocul. Norocul ți-l mai faci cu mâna ta, de ghinion nu prea poți să te ferești. Ghinion a fost că am ajuns cam târziu la tineret, și m-a călcat unul pe picior când am vrut să săr la cap. Și de acolo și smulgerea de ligament ce am avut și întorsa și o perioadă de stagnare, de pauză, de ieșit din formă, ieșit din echipă, pierdut echipa și de club și la tineret și norocul de partea cealaltă a lui Florin, a lui Cernat, care ușor, ușor din momentul ăla a luat-o în sus. Așa că mare grijă cu copiii, că vinovații sunt părinții, de cele mai multe ori nu copii. Face sport, protejați-vă să aveți numai noroc anul ăsta. Și nu uitați, fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă ne va vedea cineva și noroc vom avea. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Și de acest canal, de la începutul unii dintre voi, salutări în mod special, membrilor canalului. Vă salut și numai bine! Un an fericit să aveți!